Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria mea aici la gateșteușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum se face un fel de mâncare foarte popular pe mesele de Paște și anume borș de miel. Pentru această rețetă voi folosi 1 litru de borș, 2 cepe, o bucată de țelină, 2 morcovi, o legătură de ceapă verde, un păstârnac și 2 rădăcini de pătrunjel. Am aici 2 bucăți de piept de miel și 5 bucăți de gât de miel, o legătură de leuștean verde și o legătură de pătrunjel verde, 100 ml de smântână lichidă, 100 de grame de orez pe care l-am lăsat la muiat în apă, 2 ouă, o linguriță de sare și o linguriță cu boabe de piper. Mai întâi voi tăia bucățele de carne în bucățele mai mici și le voi pune la fiert în 4 litri de apă. Voi lăsa carnea de miel să fiarbă timp de o jumătate de oră, timp în care voi aduna spuma pe care o face deasupra de câte ori va fi necesar. Cât timp fierbe carnea, voi toca foarte mărunt legumele și verdeața. Au trecut cele 30 de minute de când am pus carne de miel la fiert. Nu mai face spuma, așa că acum este momentul să pun legumele tocate. Voi pune mai întâi păstârnacul, rădăcina de pătrunjel, ceapa și morcovul. Voi amesteca foarte bine și voi lăsa să fiarbă timp de 30 de minute până când legumele sunt fierte. Au trecut cele 30 de minute, legumele mele sunt fierte, așa că acum voi adăuga ceapa verde și orezul și voi mai lăsa să clocotească timp de 20 de minute. Au trecut cele 20 de minute, așa că acum pot să adaug borșul, sarea și boabele de piper și să mai las să clocotească timp de 10 minute. Cât
timp ciorba dă în ultimele clocote, voi amesteca ouăle cu smântâna, le voi bate foarte bine și înainte să le adaug în ciorbă, voi pune un bolonic de ciorbă peste ele. Am oprit focul la ciorbă, am lăsat-o să se răcească timp de 5 minute. Acum o voi drege cu amestecul de smântână și de ouă și la final voi adăuga verdeața. Borșul de miel este gata! Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa! Astăzi vă voi arăta cum se prepară un fel de mâncare foarte popular cu ocazia sărbătorilor de Paște și anume borș de miel. Voi lăsa carnea de miel să fiarbă timp de jumătate de oră, timp în care voi lua spuma pe care o va forma deasupra de câte ori va fi necesar. Voi bate foarte bine smântâna cu ouălele și... ouălele? Cu ouăle. Și zic că pun și un polonic de daia sau cum fac. Iar supa mea nu mai face spumă. Nu supa, ce să zic, carnea nu mai face spumă? Carne. Peste carne le voi amesteca foarte bine și voi mai lăsa încă 30 de minute la fiert, depinde bineînțeles și de cât de repede se moaie legumele. Cât timp ciorba dă în ultimele clocote, voi amesteca ouăle cu smântâna. Nu știu,